Bună din nou, dragilor! Gata, am venit! Am venit pe acest mobil de deplasare pe care îl cunosc doar vrăjitoarele și zic asta pentru că este exact ceea ce vrem să facem astăzi. Ne pregătim de Halloween, motiv pentru care am zis să creăm lucruri, elemente, tot felul de obiecte înfricoșătoare. Și vom face o vrăjitoare, o stafie și vedem ce ne mai rămâne. Avem nevoie de multe pungi, tot felul de pungi, chiar și de la colete din acelea cu bule, sârmă foarte tare, mănuși, un cearșaf vechi, chiar și câteva umerașe de sârmă, sunt foarte bune, și o coadă de mătură. Să-i dăm drumul! Ajutor din partea colegului, iată că am reușit să construim un schelet. Practic, scheletul vrăjitoarei. Mai avem nevoie, hai Grigore, hai, hai. A, da. Ia uite ce bucuros ești tu. Da. Mă scuz că te-am întrerupt. Mai avem nevoie de haina vrăjitoarei, adică un sac. Hai, Grigore, hai să-ți fac cunoștință cu Esmeralda, vrăjitoarea Esmeralda. Așadar, dragilor, cu doar câțiva saci de gunoi, o panglică, mănuși, o coadă de mătură și câteva crenguțe de la o mătură din aceea de se mătură prin curte. Și iată că aveți vrăjitoarea voastră. E adevărat, o puteți păstra și pentru la vară, pentru a speria dacă aveți curte și dacă aveți agricultură, pentru a speria ciorile sau alte dăunătoare. Să mergem mai departe. Când vă luați cumpărături care vin învăluite în această folie de plastic cu bule, este bine să o păstrați. În mod normal, ați fi avut nevoie de o minge. Avem și o minge. Stați să vă arăt. Avem o minge. Mingea ar fi venit aici, dar este prea grea. În plus, dacă cel mic are nevoie de minge, îi lăsați mingea. Ta-da-da-dam! 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 Ia uite, dragilor, gata! Curtea din fața garajului este pregătită de Halloween. Ei bine, în dreapta este stafiduță. Stafiduță este creat dintr-un cearșaf pe care l-aveam eu prin casă, nu prea îl foloseam. Ochii sunt făcuți din două bucățele de plastic de la doamna vrăjitoare. Pe dedesubt, practic, are un trepied făcut din trei crenguțe pe care le-am găsit pe aici, pe afară, și mai are câteva luminițe ca să fie seara așa, să arate și el într-un fel. Iar pe doamna ați cunoscut-o deja. Asta a fost totul pentru astăzi. Ne revedem data viitoare! Vorbește lumea!